Dios mi vida. La câta lume e zisa această seară, multă lume este, la mine acolo și la stână suntem puțini. Sunt eu, e câinele și oarele, că este mai multe. Mai mult, ce peste 10, mai multe. Da. Dragilor, cum vă simțiți? Am auzit la început niște fuirături așa foarte drăguțe. Să știți că mă gândesc să facem o dintre asta, un concurs de fuierături pe galerii. Hop, că fuge semnalul. Așa. Stați așa că n-am început, să vedeți care e premiul. Premiul cel mare este o căruță de coșeni. Sunteți cam amorțiți, sau mi se pare? Vă așteptați pentru 3 ani de se întâmplă după? Știu că toată lumea merge? Unde registram după bani? Lăutare, să știți că țin de folclor, da? Deci este bine. Nu ne gândim la lăutăria asta modernă, dar la efecte ne referim în această seară. Dragă mea Melisa, ce vrei să ne transmiți tu? În primul rând vreau să vă mulțumesc că vă aflați într-un număr atât de mare, atât de entuziaști și energici. Aplaude pentru voi și aplaude pentru Consiliul Județean al Anglia Francea. Oh!
tocmai de la liceul pedagogic Spiro Harac. Cum e și aplauze pentru cele câte noastre, Alexandra Dumitru și mai niciunos Robert Copuz. Ia să vedem încă o dată, cu aplauzele foarte furtunoase ale voastre!